cetățean de onoare al municipiului București. Bună seara tuturor! Sunt foarte emoționată, bineînțeles. Când mă aflu pe o astfel de scenă, este mult mai greu decât pe teren să vorbesc. Dar vreau în primul rând să mulțumesc foarte mult pentru acest titlu. Este poate cel mai important din cariera mea. Este o onoare să fiu cetățean de onoare al capitalei. Când am venit în București acum 10 ani, acest oraș era străin pentru mine, fiind de la Constanța. Dar astăzi, cu atât mai mult astăzi, pot să spun că numesc acest oraș acasă. Mă simt emoționată și vreau să vă mulțumesc pentru toate cuvintele plăcute. Toată lumea care m-a susținut și care mă critică, pentru că atunci când primești critici, te motivează mai mult să fii mai bun, mai bună. Așa că sper în continuare să fac rezultate cât mai bune, să bucur oamenii care mă urmăresc. Știu că nu este ușor, se trezesc noaptea să vadă meciurile mele. Este un moment deosebit și vreau să mulțumesc țării, chiar dacă nu am avut un sistem foarte, foarte dezvoltat. Eu consider că am avut tot ce am avut, am avut parte de tot ce a fost nevoie ca să ajung pe locul 1 mondial. Părinții mei, bineînțeles, ei m-au susținut de când am început tenisul. Le mulțumesc foarte mult. Fratele meu, care este acasă, bineînțeles. Și tuturor celor care au fost alături de mine pe plan profesional, toți antrenorii. Andrei, mulțumesc că ai venit în seara aceasta. Bineînțeles, domnul Ilie Năstase, care, într-un fel, am fost motivată, datorită dumnealui, să ajung pe locul 1 mondial și mă bucur că el a fost la băieți și eu sunt la fete acum. Și sper să avem cât mai mulți campioni și să mai avem locul 1 în lume, pentru că este un moment deosebit pentru sportivi. Așa cum știm cu toții, anul acesta este deosebit. Sper și vă doresc și dumneavoastră să trăim cu toții 100 de ani. Nu, seară plăcută și încă o dată sunt foarte onorată că am primit acest titlu. Mulțumesc! Mulțumim și noi, Simona! Felicitări! Este aproape imposibil să rezumăm în câteva cuvinte